În continuare, oferim cuvântul doctorandului Dumitru Caumâș, Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Subiectul prezentat de către dumnealui este dimensiunea istorico-culturală a evoluției artei de muzicale acordioniste în Republica Moldova. Bună ziua, stimați colegi! Ținând cont de faptul, eu pot să recunosc că puțin tema mea era ea de la denumirea secțiunii și totuși o să mă strădui să mă axez pe sfera folclorică a Școlii Naționale de Acordeon. Deci mai mult am dezvoltat filiera academică, dar azi voi încerca mai mult să dezvolt sfera folclorică. Și putem spune că Școala Națională de Acordeon din Republica Moldova cuprinde trei perioade. Deci prima perioadă, anii 40-60 ai secolului 20, a doua perioadă, anii 70-80 și a treia perioadă, începutul anilor 90 și până în prezent. Și odată cu anexarea Basarabiei la URSS, procesul de constituire a Școlii Naționale de Acordeon este condiționat în mod nemijlocit de evoluția artei interpretative din Europa de Est. Deci ne referim în special la Rusia, Belarus și Ucraina. La nivel mondial, în această perioadă sunt supuse academizării cele mai performante tipuri ale armonicii cromatice. Ne referim la acordeonul cu butoane și la acordeonul cu taste. După cum relatează cercetătorul ucrainean Valerii Marchenko, în RSS, chiar la începutul anilor 1930, s-a produs o diferențiere între acordeonul cu taste și cel cu butoane, având scopuri și sarcini diferite. Mihail Imhanitsky menționează că în forțele Republicii Sovietice sunt oferite condiții prielnice de dezvoltare pentru acordeonul cu butoane, ce îndeplineau o importantă funcție socială de dezvoltare a culturii muzicale generale. În această perioadă, anii 40-60, secolul trecut, în RSSM, procesul de profesionalizare a acordeonistilor prinde toate nivelurile învățământului artistic în țară. Deci bazele școlii academice de acordeon sunt puse de iluștri pedagogi, pe cum Izaslav Berbraier, Valentin Zagumionov, Ivan Folonche. Deci, făcând referință la constituirea Școlii Naționale de Acordeon, cercetătorul Valerii Șarov relatează că primii pași de pregătire profesională a acordeonistilor din Moldova implică mari dificultăți din cauza lipsei specialiștilor literaturii originale și a instrumentelor. Deci, instruirea tinerilor instrumentiști era realizată în baza recomandărilor și elaborărilor metodice ale pedagogilor ruși. Deci, atât chrestomațiile de acordeon, școlile de acordeon, cât și repertoriul muzical inclus în colegii, prioritar aveau la bază prelucrări ale cântecilor și dansurilor populare rusești, transcripții ale creațiilor muzicii clasice universale și lucrări semnate de compozitorii sovietici. În a doua perioadă, deci perioada anilor 70-80, poate fi considerată de etapa de consolidare a Școlii Naționale de Acordeon din RSSM. Deci acordeonul multitimbral cu butoane și convertor se face tot mai vizibil atât pe scena profesionistă, cât și în procesul instructiv didactic. Anume, construcția avansată a instrumentului ce dispunea de largi posibilități tehnice și expresive a generat o avansare semnificativă la toate nivelurile, organologic, compozițional, interpretativ, instructiv didactic. Și aici mai fac referință, clar, în mare parte la sfera academică, o să oprim mai mult la sfera folclorică, deci la consolidarea Școlii Naționale de Acordeon, și referim la aceeași perioadă, anii 70-80, contribuie și unii compozitori din RSSM. În majoritatea cazurilor, lucrările instrumentale presupun o simbioză
între genul muzical academic și sursa folclorică. Drept exemple în acest sens pot servi creațiile lui Victor Simonov, deci concert pentru acordeon, butoane și tarab, fantezie moldovenească pentru trei acordeoane, fantezie moldovenească pentru două acordeoane cu butoane, un alt autor, Vyacheslav Gordzei, cel compune suita în patru părți pentru acordeon cu butoane, capriccio balcanic, de lucrări pentru trei acordeoane cu butoane, cum sunt suita de dansuri bulgărești, suita de dansuri bebeosești. Totodată își fac apariția și câteva culegeri realizate de autorii autohtoni, fiind predestinate de ambelor tipuri de armonică cromatică, ce conțin atât pe lucrări ale dansurilor și cântecilor populare moldovenești, cât și creații de autor. Deci, Izaslav Birbraier, dansuri moldovenești pentru baian sau acordeon, Oleg Muntean, народная музыка Молдавии в обработке для баяна и аккордеона, Валерий Остиков, песни пентру баян и аккордеон, Иван Дубяга, песни и танцы Молдавии для баяна и аккордеона, Валерий Шаров и Василий Басов, хрестоматии для песни пентру аккордеон, и Емил Кроитору, мелодии популяры пентру аккордеон. Здесь мы будем менционаж и Dionisie Chiroșca Petre Neamțu, piese pentru acordeoniștii începători. Culegerile nominalizate au încercat în oarecare măsură să reliefieze și să fortifice aspectul identitar al Școlii Naționale de Acordeon, fiind însă eclipsate avalanșa materialelor muzicale sovietice. Printre lucrările care le-am menționat anterior, se evidențiază volumul realizat de Emil Croitoru, Melodii populare pentru acordeon. Deci, grație creațiilor ce se regăsesc în această carte, fiind compuse și lucrate de instrumentiști precum Mihai Bătrânu, Emil Croitoru, Constantin Rotaru, Sergei Pavlov, Petru Neamțu și alții, muzica populară capătă evidențiată nuanță autentică în repertoriul tinerilor acordeoniști basarabeni. În același timp, trebuie menționat faptul că majoritatea culegerilor nominalizate erau direcționate în mare parte spre procesul instructiv didactic al școlilor și colegilor de muzică, ceea ce nu a satisfăcut pe deplin necesitățile acordeoniștilor consacrați. Dacă sfera academică este consolidată în mare parte de tradițiile școlii ruse, atunci, prin intermediul activității fructuoase a acordeonistilor în sfera muzicii folclorice și cele lăutărești, precum sunt Ion Neniță, Vasile Duminică, Petre Baranciuc, Oleg Nedelea, Vasile Rusu, Mihai Mihalachioae, Timofei Trigubenco, este fortificat aspectul identitar al Școlii Naționale de Acordeon. Grație preluării tradițiilor interpretative ale vechilor lăutare, combinate organic cu trăsăturile contemporane ale muzicii populare, instrumentiști menționați au reușit să reliefieze autenticul și totodată să se detașeze de prelucrările ideologizate și contrafăcute ce promovau o manieră de interpretare pseudo-folclorică. Cu scopul de a elucida trăsăturile stilistice de interpretare a muzicii populare la acordeon, conferențiarul universitar Oleg Muntean, în perioada anilor 70, realizează o amplă lucrare metodică numită Vaprosă stilea moldavskei narodnei muzicii, i-o interpretație na baiani. În capitolul ornamentica sunt analizate cele mai răspândite categorii de apogeaturi, mordente, triluri caracteristice muzicii populare instrumentale, oferindu-se totodată și instrucțiuni metodice pentru interpretarea acestora. În următorul capitol este demonstrat convingător importanța metrului și a ritmului în reliefarea conținutului artistic al creațiilor muzicale. Prin exemple elocvente sunt expuse structurile metroritmice ale melodiilor populare, oferindu-se și recomandări de interpretare.
Și acum vom face referință la cea de-a treia perioadă, perioada anilor 90 până în prezent, care poate fi numită perioada de transformare. Deci de transformare, pentru că Școala Națională de Acordeon a început să studieze intensiv acordeonul cu taste. Exact în perioada sovietică, acordeonul cu butoane era pe prim plan, atunci începând cu anii 90, în Republica Moldova, prim plan, e acordeonul cu taste. Deci dacă în spațiul ex-sovietic, în special Rusia, Belarus, Ucraina, ambele modele de instrumente își continuă cursul academic de dezvoltare, constatăm că în țara noastră procesul instruirii profesionale este dreptat numai la acordeonul taste. Parcă o excepție o face regiunea transnistreană. Deci, în prezent, acolo sunt studiate ambele tipuri de acordeon. Și cel cu toane și cel cu taste. În pofida rupturii ce s-a produs în perioada sovietică între cele două tipuri de armonică, totuși acordeonul cu taste reușește să preia organic experiența acumulată de fratele său, acordeonul cu taste. Astfel, în programele școlilor de muzică, colegilor și instituțiilor superioare, studierea acordeonului continuă să păstreze o poziție echivalentă în comparație cu instrumentele clasice. Începând cu anii 2000, are loc treptat procesul de asimilare al acordeonului multitimbral cu taste și converturi, în special în instituțiile medii și superioare de învățământ artistic. Programele analitice școlilor de muzică, colegii, instituții superioare de învățământ, elaborate în ultimele două decenii, continuă să fie orientate spre posibilitățile acordeonului multitimbral cu taste și standard bas. Model ce își prelungește existența în practica interpretativă și în zilele noastre. Domnul Calmuș, vă rugăm încă 3 minute. Da. Îți trebuie să mă întrebesc. Deci dacă filiera academică este susținută de creațiile compozitorilor europeni, atunci autorii autohtoni continuă să-și focuseze atenția spre sfera folclorică. Astfel, în ultima perioadă apar mai multe culegeri realizate de Timofei Trebubenco, melodii din Munca Flutului, Aurel Dima, melodii populare pentru acordeon, Nicolae Sava, Mihai Doloton, Ion Maleca, și toate culegerile astea au denumire melodii populare de acordeon. Și ele au fost publicate în perioada începutul anilor 2000 până la ultima culegere a lui Ion Maleca în 2018. Și un aspect important și simit de valorificarea și promovarea școlii naționale de acordeon din Republica Moldova reprezintă organizarea numeroaselor concursuri, precum sunt Antonina Lucinski, Zlata Tkaci, Tinere Talente, Eugen Coca, Maru Loltaru, Ștefan Neaga, Marcel Budală, Mihai Bătrânu, și altele, fiind valorificată atât sfera academică, cât și cea folclorică a artei interpretative acordeonistice. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Și noi vă mulțumim, domnule Calmuș, și pentru această retrospectivă istorică în constituirea și evoluția școlii muzicale de acordeoniști din Republica Moldova, un studiu ce s-a sprijinit pe analiza istoriografică, dar și pe lucrările didactico-metodice ale mai multor autori, de la observator, Academie de Muzică, de atunci să plătice. Da, doamna Elena, aveți întrebare, da? Nu, eu mă gândeam o idee care le-ai expus, da? Nu, mulțumesc. Mai are cineva întrebări, domnul Piseliță? Da, eu cu domnul Calmuș am făcut cunoștință ieri, el a expus tema din lui în cadrul institutului nostru, este o temă foarte interesantă și foarte promițătoare. În același timp, în contextul comunicării de azi, dar și cele de ieri,
Au rămas în suspensie la mine niște întrebări care sunt de principiu. Prima. Care sunt criteriile și caracteristicile pe care le puneți la baza conceptului de școală națională de acordeon? Fiindcă numiți acest cont școală națională de acordeon. Asta este un criteriu, este o noțiune de bază a dumneavoastră. Al doilea moment. De ce bază dumneavoastră unificați direcția stilistică a armonicilor cu butoane și a armonicilor cu taste numite acordeon? Și nu sunt oare în contradicție axarea pe debutul revoluției în Rusia a acordeonului, pe când această direcție acordeonistică a fost sabotată de baieniști. Și dumneavoastră evitați acest moment să spuneți. Sau din considerente de politcorectnost, sau nu știu. O secundă. Da. În perioada aceea, anilor 50-60, s-a dus o luptă extraordinară în acest domeniu, în domeniul culturii naționale. Școala acordeonistică a fost unul din luptele pe care s-a dus în domeniul pedagogic și artistic. Deci ar trebui totuși de clarificat această poziția dumneavoastră. Domnul Chiseliță, referitor la școala anilor 40, sfârșitul anilor 80, am menționat că acordeonul a fost ceva oprit. Chiseliță și Doamna Elena, vă rugăm. Da, pardon. Domnul Calmaș, poftim. Da, deci referitor la ceea ce a menționat domnul Chiseliță, anii 40-80, sfârșitul anilor 80, nu știu, poate nu am menționat, dar din câte mi-aduc aminte, că acordeonul cu taste a fost umbrit perioada asta. Și am vorbit despre o ruptură care s-a produs între acordeonul cu taste și acordeonul cu butoane. Da, mă auziți? Da, mă aud. A spune cuvântul a fost umbrit, înseamnă că a nu spune nimic. Trebuie de vorbit de contextul social, politic, de atunci în care s-au produs aceste umbriri și schimbări. Deci eu la asta mă referit. Al doilea moment, totuși dumneavoastră, nu vreți să răspundeți la întrebarea concretă. Ce criterii caracteristice puneți dumneavoastră în baza conceptului de primele? Școala acordeonistică națională. Iată asta pe mine m-a interesat. Nu trebuie să schimbați argumente. Am înțeles. Eu cred că aici ar trebui să aduc un citat care nu l-am la mână, dar majoritatea cercetătorilor ucrainieni, ruși, pentru că, din păcate, autorii moldoveni nu avem, care ar investiga tema dată, menționează că acordeonul cu taste era considerat instrument burghez în perioada sovietică. Și din cauza asta nici nu a fost studiat atât de intens. Și din cauza aceasta că a fost considerat burghez, dumneavoastră considerați că a fost creată o școală națională acordeonistică. Școala este o instituție culturală care se formalizează, se instituționalizează cu principii, norme și valori. Iar aceasta trebuie să fie. Care sunt specifice de școlii naționale acordeonistice moldovenești? Dacă dumneavoastră o să frotați în jurul acestor probleme, fără să numiți care sunt caracteristicile, atunci cred că conceptul de școală nu are niciun sens. Puteți spune interpretologia, alte interpretativă și așa mai departe.
Înțelegeți? Aici e diferența între școală și arta interpretativă. Probabil că va trebui dumneavoastră să vă clarificați. Să nu folosim cu foarte mare ușurință, cum folosesc cei de la ATAC și de la alte instituții, cuvântul școală, fără să gândească la principii, valori și norme care stau în baza școlii. Deci eu cred că nu trebuie folosit automat cuvântul școală. Ea trebuie să fie fundamental. Domnul Seliță, vă mulțumesc mult pentru obiecții. Cred că o să țineți cont de aceste sugestii, domnului Seliță. Într-adevăr, cred că mare majoritate, sau dacă nu chiar toți, sunt de acord cu aceste precizări, fiindcă noțiunea de școală presupune deja o anumită componență și o anumită istorie. Nu din 40 putem vorbi de constituirea unei școli date acordeon în Republica Moldova, poate mai mult să preluăm unele interpretări din istoriografia rusă sau ucraineană, fără ca să punem accent pe determinarea acelor elemente care caracterizează o școală, nu este corect. Deci eu cred că o să meditați și o să cercetați acest subiect. Da, doamna Ursu, eu totuși consider, dacă au fost deschise primele clase de acordeon în anii 40-60 la cele mai importante instituții de învățământ, acum este, cum era atunci, școala de 10 ani cu Boca, Ștefaneaga și conservatorul de stat, și toate astea clase au fost deschise în perioada anilor 40 și eu, nu știu, consider că am putea spune că de aici și pornește academizarea și școala de acordeon din Basarabia. Deci, încă o dată, domnule Caluș, noțiunea crearea unor școli pentru copii sau școli profesionale de acordeoniști, asta nu înseamnă constituirea unei școli naționale din domeniul respectiv. Sunt două noțiuni complet diferite. Aceea este o structură din învățământul superior, de când noi vorbim despre o noțiune de acum academică și, care presupune o experiență și anumite principii de activitate. Bine, eu cred că ar trebui să mă refer mai mult la arta interpretativă decât la școală națională. Mulțumim, domnule Caluș, dacă mai sunt întrebări. De fapt, acest lucru am vrut să sugerez dumnealui, punându-i aceste două întrebări. Foarte bine că dumnealui, cel puțin, începe să deceleze diferența dintre aceste două nivele. Ceea ce a menționat dumneavoastră este foarte corect și atunci când se referă la școală, este vorba de o acreditare culturală a anumitei tradiții, instituții, norme și repertoriu. Deci este vorba de un canon cultural specific. Iată, prin aceasta, dumneavoastră, ar fi trebuit școala să o determine. Canonul, ce conține acest canon? Dacă nu este, atunci nu putem vorbi de canon. Nu putem vorbi de școală. Mulțumim. Vă rog, o replică, dacă e posibil. Da, putem. Deci, nu știu, dacă ar fi niște studii făcute de autorii noștri autohtoni, cred că mi-ar fi și mie mai simplu să răspund domnului Chiseliță. Dar în cazul dat, dacă nu sunt studii și eu undeva caut și achipui ceva într-o cameră întunecată, da, eu pot să recunosc, pot să fac un legat pe interien necunoscut. Dumnealui este foarte agitat și agil la schimbarea vacanțului, dar vreau să spun așa, să nu puneți niciodată înainte faptul, chipurile, că nimic n-a fost, nimic nu s-a studiat, nimic nu s-a creat în domeniu. Asta vorbește de faptul că sunteți ignorant. Nu, asta e, așa mi-a spus Zemitovski. Și are dreptate dumneavoastră. Orice om științific trebuie să studieze bine problema și apoi să spună că nimic nu s-a studiat. Mă refer... Eu sunt sigur că dumneavoastră veți găsi atunci când veți vedea problema, nu în gust, dar la art, culturologic, antropologic, veți vedea problema. Atunci veți găsi o sumedenie de studii, nu numai naționale moldovenești, naționale românești, naționale din Europa de Est, naționale din Europa Occidentală, în special Occidentală. Acolo, naționalismul este pus în
principiile lui democratice. Bine, mulțumim, domnule Chiseliță, pentru precizări, domnule Calmuș, vă mulțumim pentru prezentare și vă urăm succes. Într-adevăr, e o temă interesantă, dar necesită studiul ABU. Și trecem la următorul vorbitor. Este doamna Diana Iețco, doctor de la Institutul de Istorie din Republica Moldova. Doamna Iețco este foarte bine cunoscută în mediul academic și științific din țara noastră, dar cred că și din spațiul românesc, datorită publicațiilor din istoria, diverselor aspecte din istoria Basarabiei din secolul XIX. Și acum vine cu un subiect tot din această epocă istorică, educația și instruirea în școlile primare din Basarabia, țaristele din prima jumătate a secolului XIX. Poftim, doamna Iețco, vă oferim cuvântul. Da, mulțumesc pentru oferirea posibilității de a comunica în cadrul conferinței de astăzi și pentru că ultima dată, după cât îmi amintesc, ne-am văzut cu colegii de la Institutul Patrimoniului în Piața Marea Dunării Naționale, a fost în martie, când militam pentru drepturile noastre. Și vă salut că frumos, cu toată dragostea, cu toată căldura de afară, care în câteva raze generoase astăzi, văd le întrezăresc între geam, vin și la mine aici în auditorii și le transmis pe dumneavoastră. Vom vorbi despre educația și instruirea în prima jumătate de secolul al XIX-lea în Basarabia. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în 1812 a fost însoțită de o serie de măsuri care aveau drept obiectiv major integrarea noilor teritorii în arealul social-politic al vastului imperiu. Valorificarea noi regiuni impunea în primul rând pregătirea cadrelor profesionale după calafate unice, proces care trebuia să contribuie la omogenizarea regiunii cu restul imperiului. În scopul propus a și fost organizat sistemul de învățământ basarabian. Evolutiv s-a înființat o vastă rețea de școli de diferite tipuri. În prima jumătate de secolul al XIX-lea, astfel s-a fundamentat și s-a format învățământul instituționalizat. Pentru prima dată, pe teritoriul Basarabiei au fost deschise școli publice, proces care ulterior a evoluat și s-a extins. Prima școală publică din Basarabia, aceasta a fost Seminarul Teologic din Chișinău. La o distanță de doar 3 ani a fost înființat pe lângă seminar pensionul non-academic, care a funcționat undeva până în anii 30, când a fost închis în fața unor noi directive din domeniul instructiv educativ. La finele deceniului al doilea sunt înființate școli județene, Seminarul Teologic din Chișinău și școlile Lanca Sperimene, deși erau de facturi ecleziastice, ele au un reprezentant de ancul școlar regional, care a asigurat constant regiunea cu cadre profesionale laice, până la înființarea ulterioară a instituțiilor de învățământ laice. Odată cu statuarea sistemului de învățământ basarabian, au fost elaborate și literatura metodică în limba română. Sunt tipărite primele manuale naționale basarabiene, e vorba de abecedarul român, așa numit azbucan, care a fost tipărit la tipografia exarhicească, tipărit după modelul României din Principatele Române. A fost editat în câteva sute de exemplare. În această perioadă a fost organizată înființarea rețelei de școli primare parohiale, se dezvoltă rețeaua pensioanelor particulare, în cadrul cărora erau încadrați la studii nu doar copii autohtoni, ci și reprezentanți nobiliari din Principatele Române, Serbia și alte. Tot în perioada studiată în cadrul Basarabiei au fost înființate o categorie numeroasă de școli ce aparțineau coloniștilor bulgari și mii. În pofida tuturor dificultăților de ordin variat, în Basarabia se dezvolta viața social-economică. Se dezvolta industria, niște șuburile, comerțul, se dezvolta capitala și orașele regionale ca Chișinău, Bălțu, Germanul, Venierul, Cotinu, Ismanielul, și dezvoltarea economică, creșterea populației, toate aceasta întreținat după sine și dezvoltarea învățământului. Era necesară pregătirea oamenilor instruiți în diferite domenii, cum ar fi cadastru, juridică, cancelare, agricultură, industrie și altele. În acest context au fost înființate școli profesionale, cum ar fi, de exemplu, școlile de cadastru, școala de pregătire a funcționarilor publici, școala de comunicultură și agricultură. Deci, în această perioadă, noi spunem că s-a format și definitivat sistemul învățământului public din Basarabia. Este creată o largă rețea a sistemului învățământului public, deci cu o tipologie variată de
atunci, obicelim seminarul cu logic, școala, școlile duhovnicești, școli la încăsterenie, școli județene, școli parohiale, școli model particulare, școlile de bolăste, școlile comuniștilor, școli profesionale și altele. După 1812, fiind de acord, adică nu mai am cu Gabriel Bănuiescu Bătonie, mitropolitul Basarabii de Gabriel Bănuiescu Bătonie, care a devenit rolul de organizator al seminarului teologic din Chișinău. Guvernatorul militar al Basarabiei, Ian Harting, a încredințat monitorizarea școlilor primare din Basarabia, guvernatorului civil al provinciei, octogenatul Scarlat Stolta. Vârsta înaintată, cât și multiple probleme de ordin variat care se confrunta după 1812 de noi autoritățile provincii, nu i-au permis lui Sponza să sistematizeze coerent și a confundat un proiect viară de organizare a școlilor primare. Dacă în câteva luni, mitropolitul Basarabiei Gabriel Bănuiescu Bătonie reușește să organizeze deschiderea seminarului teologic, atunci rețeaua școlilor primare a rămas așa fără o atenție specială din partea autorităților. Mai mult că atât, la doar un an de zile, în 1813, Stuza rămâne paralizată, rezultatul unui atac de apoplexie, ceea ce l-a făcut să se retragă din viața publică. Circumstanțele în cauză au marcat nefavorabil rețeaua școlilor primare, care nu timp a activat fără vin coordonator din partea autorităților. Deci, circunstanțele în cauză, vorbim că au marcat nefavorabil rețeaua școlilor primare, care mult timp a activat fără un coordonator desemnat din partea autorităților. Drept urmare, și după 1812, procesul de organizare și înființarea școlilor primare a continuat să se deruleze în corespundere cu canoanele din vechiul principat al Moldovei. Ele au rămas așa să fie ca o estafetă preluată de la matrice. Deci, în aceste școli, fiecare dască, individual, în conformitate cu propriile concepte, își structura activitatea pe coordonatele difuzării științei de carte elementare. Aceste școli, de exemplu, ele se aflau pe lângă catedrele episcopale, uneori în sate, în locuințele preoților, în casele dascălilor. Ele învățau a citi și a scrie românește, ceaslovul, psalterea, octoiecul, evanghelia, cele cinci cărți ale lui Moise, se ofereau elevilor cunoștințe elementare de a citi, a scrie, cunoștințe elementare matematice și cunoștințe eclesiastice elementare. Majoritatea covârșitoare a contingentului de la didactic din aceste școli își elabora propriul plan de lucru. Desigur, pregătirea profesională a învățătorilor din aceste școli lăsa de dorit. De exemplu, dintr-un raport adresat de Castelie din Chișinău, aflăm despre un diacon, un maritare diacon spiritual, în care se spune că, uite, el foarte prost citește, la fel de prost cântă, nu numai că nu cunoaște tipicul bisericesc ca mici, ca dintr-un deloc nu cunoaște și pus la toate nici nu face să țină cadernița în mâine, așa cum îi se convine. E, dar pentru a difuza copiilor din sale cunoștințe elementare de carte, noi credem că era suficient. Pentru orientare generală asupra așa ziselor școli primare de la cea oră din regiune s-au păstrat materialele documentare de arhivă și unele descrieri ale contemporanilor care conțin câteva elemente informative cu privire la localitatea, numele dascălui, învățătorului, în ce an a studiat. Iată, de exemplu, dintr-un document, noi avem, se spune că, uite așa, de exemplu, dascălul Ștefan Distrate a învățat a citi și a scrie în moldovenește, precum și tipicul bisericesc, în școala din comuna Cumpăta, o altă școală nominalizată, avem, de exemplu, școala din comuna Culercani, unde un preotul care rup cu vară, pe învață înainte de anul 1786 în comuna Ișnovăt, în județul Orhiei, mai pe urmă la Tescani. Aceste școli primare au fost conform documentelor, deci undeva în jurul anului 1820, noi eu sunt pomenite școlile din comuna Buda, Drușeni, Răscopeni, Sfântia, Molești, pe lângă Biserica Măzărat, din Chișinău și așa mai departe. Deci ele nu făceau parte din învățământul instituționalizat. De exemplu, despre dascălul Simeon, angajat al Bisericii Cramă Sfântul Nicolae din comuna Dărâmțeni, în formula documentelor din 1816, e scris că acesta carte a învățat la preotul Vasile din Buda, de la care are și o adverință. La fel, dascălul din satul Crușenski, că a făcut carte la școală, având o calitate de învățător pe dascălul Costache. Și a învățat, a citit și a cântat la dascălul Costache din satul Crușenski. Certificatul de studie a preotului Bisericii Sfântul Nicolae din satul Crușenski ne confirmă faptul că
vin în satul Răscopeni, având o localitate din Bățitor, pe Dascălul Stretilă. Dascălul Gabriel, de la Biserica Domnului Maicii Domnului, din satul Socea, după studii la școală bisericească, din satul Scopia. Ei, și documente de aceasta am putut enumera la nesfârșit. Despre organizarea procesului de studii, e oportun de relevat informațiile documentare ale contemporanilor, din care aflăm că organizarea procesului de studii în școli se efectua în special, după cum povestesc documentele, după o singură carte. O singură carte într-o clasă. Ea revenea la mai mulți elevi. Învățătorul, pentru a indica literele, utiliza un bețișor care confecționa din lemn, un arătător confecționat din lemn, numit un castă. Elevii pronunțau în cor fiecare literă. Dacă vom ne bucura atunci, atent vom observa similitudini, deși aceste școli funcționau la începutul secolului al XIX-lea, la Sărată, dacă ne amintim chiar și de școlile în anii 80, mi amintesc eu, la fel sunt similitudini învățătorii cu cadrele didactice primare, la fel ne arătau cu aceeași cască, cu același arătător, literele copiii la fel pronunțau literele în cor și așa mai departe. Și spunea că fiecare trecător cu ușurință afla pe unde se află școala din cauza gălăgiei zgomotul ăsta mare care îl făceau elevii atunci când strigau literele în cor. Studierea gramaticii era la fel de interesantă. Pentru început se făcea un urluc care era cam de vreo 2 metri, care se umplea cu nisip. Elevii, sub întrebarea învățătorului, se deprindeau să desenize literele. După ce căpătau anumite abilități în scrierea lor, se treceau la exersarea la tablă. Fiecare elev își confecționa din el propriul tablița. Ea avea dimensiunile de 25 de cm prin 35 de cm. Această tablință era de culoare neagră și pe ea se scria cu o pană de gâscă, care era înmuiată în cerneală albă făcută din pietre. În calitate de manual, în aceste școli se deau bucoană, saltirea și ceaslocul. La finele studiilor, elevii trebuiau ca să posede deprinderi practici de a citi și a scrie limba română, să cunoască cele patru grații matematice, principiile de bază ale învățăturii ortodoxe. E evident că zic, mai aveți 3 minute, vă rugăm. Așa. Atunci am să trec mai aproape de concluzii, deși am mai avut niște câteva școli de să vorbesc. Deci, ce am să spun că aceste școli primare de la începutul secolului din Basarabia, aceste școli erau niște estafete preluate din vechiul principal al Moldovei și datorită lor s-a conservat inițial acea vechime, acel substrat de a lungul secolilor care s-a format, pentru că chiar din timpul cele mai vechi, școlile, aceste unități de învățământ, ele se organizau în niște case particulare, pe lângă biserici și așa mai departe, și ele conservau tradițiile și cultura noastră națională. Indiferent de toate imperiile care au trecut pe aici, cu toate organizările care sau ele au păstrat așa, au conservat cultura noastră, tradițiile noastre și stilul nostru de a fi. Deci, le considerăm foarte valoroase, le considerăm aceste școli valoroase prin faptul că ne-au păstrat pe noi înșine și am reușit să ajungem și până în secolul 20 cu anumite am reușit să ajungem cu ființa noastră națională identitară. Gata să vorbesc în general despre învățământul instituționalizat, atunci noi avem deja în prima jumătate a secolului al XIX-lea, avem formate mai multe tipuri de școli, s-au format care erau subordonate diferitor ministerie și vreau să spun că toate aceste ministerii ele se întrebeau între ele, fiecare trebuia ca să-și organizeze școlile sale primare, trebuia ca uite rețeaua sa de școli primare să fie mai bine organizată, să dăm un rezultat mai bun. Astfel, deci noi avem
la mijlocul secolului al XIX-lea, avem rețeaua de școli primare din cadrul Ministerului Instrucțiunii Publice. Aceste școli erau pe primul loc, deci se aflau abia undeva 170 de școli, erau de 171 de școli, avem care erau subordonate Ministerului Instrucțiunii Publice. Pe locul 2 veneau autoritățile ecleziastice, avem în jurul la 160 de școli, care învățau un contingent de două ori mai mic decât cel încadrat în școlile din cadrul Ministerului Instrucțiunii Publice. Apoi vine Ministerul Autorității care vedea 48 de școli. Pe final, totuși, la mijlocul secolului al XIX-lea, păstrarea de un procent de 1,32% din numărul total al populației era încadrat în cadrul învățământului primar. Vă mulțumim, Domnețco, și în continuare trecem la un subiect prezentat încă de către o colegă din Baia Mare, doamna Larisa Lazar, masterand de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Subiectul pe care dumneai ei va prezenta astăzi în ședința noastră se intitulează Povești strămoșești, nevoie de valorificare a tradiției prin programe de educație în sistemul public de învățământ. Poftim, doamna Lazar, vă oferim cuvântul. Bună ziua, mă simt onorată, tare onorată că pot să prezint alături de dumneavoastră proiectul care este de o mare importanță și a vieții mele de dascăl, un proiect de parteneriat pe care încerc să-l prezint acum și dumneavoastră, un proiect de parteneriat cu numele Povești strămoșești, nevoia de valorizare a tradițiilor prin programe de educație în sistemul public de învățământ. Traiul la oraș ne-a năpădit pe toți ca o ceață densă peste amintirile bunicilor, peste obiceiurile, peste felul lor de a înțelege și de a-și trăi viața de zi cu zi. Evoluție probabil din punctul de vedere al confortului, însă involuție pe plan spiritual. Vorbesc din prisma omului care a schimbat satul cu orașul, dar care a prins spre înțelegere o parte importantă a ceea ce înseamnă strămoșesc. Toate elementele de cultură și tradiție populare transmit valori și creează punți de legătură între generații. Imensul tezaur folcloric, cu toate elementele aparținătoare, reprezintă reale documente grăitoare privind istoria și cultura unui popor, constituind o componentă valoroasă, o moștenire neprețuită pentru noi, ca locuitori ai țării românești. Folclorul și tradiția, cu tradițiile și obiceiurile și portul popular, reprezintă comori inestimabile care definesc identitatea unui popor, făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului. România este o țară de țări, spune președintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop. Maramureșul a avut între țările țării un rol esențial, acela de păstrător al rânduielilor românești sub stăpâniri străine și la marginea teritoriului etnic românesc, conservând cu obstinație limba, credința bizantină, conștiința latinității, costumul popular, arhitectura tradițională din lemn, adică toate caracteristicile de bază ale poporului român. Județul Maramureș de azi este alcătuit din patru țări. Țara Maramureșului, cu diversele sale denumiri, Maramureșul Voievodal sau Maramureșul Istoric sau cel de dincolo de deal, mărginit la sud de Țara Pușului, Țara Chioarului și Țara Codrului. Port cu mine peste tot pe cetea cetății Chioarului, situată într-o deosebită zonă colinară, în partea de sud-vest a țării Maramureșului. Țara Chioarului are ca hotar în vest Valea Râului Someș, în nord lanțul munților vulcanici Oaș-Hudiții Bleș, iar la est dealurile înalte care separă depresiunea Baia Mare de Țara Oașului, iar la sud platforma someșană. Predau la o școală în Baia Mare de 26 de ani. Am întâlnit pentru o vreme generații de copii ai căror părinți erau mai în vârstă decât mine, cu rudenii și bunici la sat, așa cum mi-amintesc și eu. În timp, părinții copiilor mei au devenit tot mai tineri, iar bunicii sunt deja născuți la oraș.
Nu voi dezbate această nevoie a valorizării tradițiilor la copii de vârstă mică într-un mod generalizat, ci vă voi prezenta ca un studiu de caz încercarea de împlinire a acestei nevoi la copiii și părinții din generațiile care mi-au trecut prin mâini de-a lungul timpului, până la cea actuală în care copiii și părinții abia mai cunosc cuvântul sat. Proiectul pe care doresc să vi-l împărtășesc nu este foarte clar delimitat în timp de desfășurare. Ideea a apărut acum 4 generații. Scopul, interesul comun, dascăl, copiii, părinți, a fost același de-a lungul timpului. Valorizarea tradiției populare, nevoia de valorizare, obiectivele însă le-am adaptat în funcție de generație, iar printre acestea pot aminti îmbunătățirea relațiilor de colaborare între toți factorii implicați în formarea și dezvoltarea copiilor, conștientizarea importanței cunoașterii rădăcinilor în dezvoltarea personalității elevilor, promovarea datinilor, obiceiurilor și credințelor românești, dansul și cântecul popular, cunoașterea folclorului literar prin diverse modalități și forme de manifestare, formarea deprinderilor de lucru prin confecționarea unor obiecte de artă populară, stimularea creativității, curiozității intelectuale, comunicarea și deschiderea culturală. Grupul țintă a fost colectivul de elevi și părinții acestora, din fiecare generație. Desfășurarea activităților s-a realizat doar pe parcursul clasei a treia și a patra, deoarece copilul însușește pe parcursul acestei perioade un volum mare de cunoștințe, dezvoltându-și concomitent modalități noi de înțelegere. Activitățile din acest proiect au fost de-a lungul timpului stabilite în strânsă colaborare cu părinții. Ca o primă activitate, părinții care aveau locuințe la sat și-au oferit disponibilitatea de a găzdui copiii și pe părinții acestora pentru o zi. Părintele gazdă a avut întotdeauna câte ceva de foarte interesant de prezentat copiilor, cunoașterea satului printr-o plimbare de la un capăt la celălalt, localizarea bisericii, a școlii, apoi gospodăria proprie. Sigur au fost nelipsite vizitele în grajduri și contactul direct cu animalele. În unele cazuri, copiii și părinților au luat parte în mod direct la frământarea și prepararea cunoscutei plăcinte crețe specifice zonei Chioarului. Aceste vizite se încheiau cu o poveste sau un cântec interpretat de bunica satului. Am păstrat o poveste de la Lelea Marișca din Finteușul Mare, poveste pe care le-a spus-o copiilor în 2015. Eu n-am avut atâția cât e mâncați voi amul. Nu mi-o cuta nimeni în corne. Când am fost așecam de-o seamă cu voi, mămucă au făcut zamă de ciuline, de post. Apoi m-o chema să mănânc. Eu am întrebat-o, dar ce e mâncare? Ciuline. No, nu-mi trebuie. Apoi duce și te joacă. Pe când am venit iară, am fost flămândă. Ce e mâncare? Ciuline. No, nu-mi trebuie. Apoi duce și te joacă. Atâta m-am jucat până n-am mai putut de flămândă. M-am dus în casă și iar am zis, mămucă, ce e mâncare? Ciuline, draga mami, puiuți? Pune, apitare buniofo. Copiii s-au familiarizat cu greiul specific țării Chioarului, despre care Ioan Chișter afirma că aproape se confundă cu codru, deci ca făcând parte din familia graiurilor someșene. Printre activitățile propuse de părinți, a fost și vizita la Muzeul Satului din Baia Mare, vizită nelipsită, an de an. Deoarece tradițiile sunt atât de bogate în fiecare an, părinții alături de copii au avut de învățat lucruri noi. Spre exemplu, după ghidajul oficial, am făcut oprire la câte una din case și am desfășurat împreună, părinți, copii, diverse activități, pictură în care elementul principal este casa, grafica unui element specific sau unui obiect ales din casă, desenul unui motiv de pe ștergură sau de pe blid. Sigur că în urma acestor activități și acestor vizite de la muzeu am elaborat un cod de reguli pe care au fost necesare în respectate în aceste vizite ale noastre. Să fii conștient că te afli într-un loc ieșit din comun, un loc vechi și prețios care trebuie protejat, să vizitezi în liniște pentru a nu deranja pe cei
ceilalți vizitatori, să asculți și să citești cu atenție explicațiile ca să poți înțelege cât mai bine din ceea ce vezi, să nu faci mizerie, să nu atingi obiectele expuse sau pictura de pe pereți, în niciun caz să nu-ți scrinești numele pe pereți sau în alte locuri, acest gest pe lângă că rănește monumentul, muzeul nu-ți aduce apreciere, ci toți cei care vor trece și vor cădea, și vor vedea se vor gândi că ești un om lipsit de educație. Să respecti indicațiile și interdicțiile afișate în spațiul de vizitat. Au fost făcute pentru protejarea locului și chiar și a ta și pentru ca aceasta să poată fi, acesta să poată fi vizitat în timp îndelungat în viitor. O altă activitate... deoarece în orașul Baia Mare și în împrejurimi se pot întâlni deosebit de talentați artiști olari, cunoașterea meșteșugului în lut a fost o prioritate în alegerea activității următoare. Așa. Posibilitatea de alegere în acest domeniu este cât se poate de diversă. Atelierul Clara Turoții, atelierul Paul Leș din Baia Mare, atelierul Kira Art din satul Cărbunar și binecunoscuta casă a olarului din Baia Sprie, a artistului ceramist Daniel Leș. Fiecare artist a pregătit o lecție de olărit, o demonstrație de pregătire a lutului și modelare a unui vas pe roata olarului. Copiii și părinții au încercat și ei sub îndrum mare să modeleze vasul ales, blid sau ulcior, pe care l-au decorat ținând seama de motivele tradiționale specifice zonei țării Chioarului. O altă activitate desfășurată în acest proiect de lungă durată a fost vizita la bisericile și mănăstirile de lemn din țara Chioarului, adevărate bijuterii de artă populară, pe care le-am întâlnit aproape în fiecare sat vizitat, într-un drum mai lung însoțiți de doamna profesoară de religie, dar și de alți colegi profesori, am luat aminte la adevăratele moșteniri culturale, mănăstiri și biserici, prin momente de profundă înălțare spirituală și liniște lăuntrică. Șurdești, Plopiști, Cetățele și Șești au fost locuri în care copiii și partenerii acestui proiect au fost mai aproape de rai. Am adus laudă lui Dumnezeu și la mănăstirea Habra din hotarul comunei Groși, în peisajul minunat al țării Chioarului. Chiar de am trecut granițele țării Chioarului spre țara Maramureșului, n-am lăsat nevizitată mănăstirea Bârsana. Cunoașterea acestor mănăstiri și biserici și pioșenia cu care fără să vrei pășești în colțul de rai ne-au făcut să înțelegem mai bine locul neamului românesc între Dumnezeu și petecul de pământ. Iubirea de neam este iubirea pe care o arătăm tuturor celor cărora noi le datorăm din punct de vedere genetic caracteristicile trupului nostru, mama și tata, bunicii de după mamă și bunicii după tată, străbunicii după mamă și străbunicii după tată, străbunicii după mamă și străbunicii după tată și tot așa până se completează tot arborele genealogic. Este de fapt iubirea aproape lui impulsionată de legătura de sânge care curge prin venele noastre. O ultimă activitate ca un corolar al pașilor noștri spre cunoaștere a fost punerea în scenă a unei șezători în care am inserat în dialog toate cunoștințele de care copiii și părinții au luat aminte în călătoriile de cunoaștere a bunicilor noștri de la sat. Trebuie să amintesc că scenariul de multe ori era gândit pe loc. Din informațiile adunate în urma cercetărilor din drumeții, însă cu puțină regie din partea mea. La orele de educație muzicală ne-am amintit cântece auzite de la bunici sau în orele de joc și mișcare am repetat simple mișcări de dans popular din zona țării Chioarului. Șezătorile, fără un efort deosebit, uneori și fără o pregătire prealabilă, constituie sărbători în miniatură, organizate într-un cadru restrâns, dar cu eficiență educativă deosebit de mare. Șezătorile, după cum le arată și denumirea în tradiția poporului nostru, sunt reuniuni cu caracter cultural-educativ, la care copiii sunt antrenați și fiecare participant își dă contribuția cu ceea ce cunoaște mai bine, o poezie, un cântec, ghicitori, interpretarea unor dansuri, dramatizarea unor povești. A venit rândul acesta la clasa a treia, o altă generație care intră în proiectul Povești Strămoșești.
Vremurile pe care le trăim însă transformă valorizarea tradițiilor într-o provocare mult prea greu de realizat. Nu mai poate fi vorba de călătorii, de cunoașterea celuilalt, de atingerea lemnului vechi de sute de ani, de fiorul simțit la intrarea în mănăstire. Spectacolul Călătorii s-a blocat în timp. Ce a rămas? A rămas doar călătoria virtuală, au rămas documentare de vizionat, decorațiuni pline de simboluri și înțelesuri de reprodus, dar și așa, pierzând multe, pe de o parte nu ne declarăm învinși și pas cu pas intrăm în lumea virtuală a satului într-o continuă căutare a tradițiilor. Sunt ferm convinsă că ceea ce se învață prin acest parteneriat, școală, copii, părinți, se va transmite chiar de e sub formă de sâmbure următoarelor generații. Mulțumesc tare mult! Și noi vă mulțumim, în primul rând, pentru împărtășirea experienței dumneavoastră în valorificarea tradițiilor și moștenirii patrimoniale, deci și totodată în modul de expunere și în faptul că ați reușit să faceți această prezentare a mai multor proiecte și programe în timpul acordat. Mulțumim. Dacă sunt întrebări, cred că într-o eventuală publicație veți pune deja mai multe concluzii cu referire la fiecare din aceste activități și poate înaintați această lucrare pentru publicare, pentru ca noi să o cunoaștem cei din Republica Moldova, fiindcă sunt experiențe interesante și modul cum ați făcut acest lucru. La fel este foarte, foarte frumos. În continuare, din câte am urmărit acum, era conectat la conferința noastră doamna Stella Moraru, dar din păcate acum nu o văd. Este? Poate cu alt nume? Nu este. Atunci oferim doamnei Elena Stoleru, studentă la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, cuvântul pentru a ne prezenta comunicarea practică de dezvoltare a creativității la orele de artă plastică și educație de pedagogică. Poftim, doamna Stoleru, aveți cuvântul. Bună ziua, dar tuturor! Sunt nespus de bucuroasă că astăzi să fiu alături de voi, chiar într-un format atât neobișnuit, dar din partea Facultății Arte Plastice și Design a Universității de Ion Creangă vin către dumneavoastră cu o prezentare asupra tematicii de astăzi și deci voi vorbi azi despre practici de dezvoltare a creativității la orele de educație plastică și educație tehnologică. Deci, în prezent, tânăra generație nu manifestă un interes activ față de obiceiuri și tradiții, ceea ce duce la pierderea acestor valori în timp, dar în profit acestei atitudini, totul poate să ia naștere de la început sau să continue și să evolueze într-un pas cu ceea ce acum se numește la modă. Examinând patrimoniul etnocultural, care este o adevărată artă pentru cei inițiați, vom observa că el poate fi valorificat în educație. Precum a recomandat și Aristotel, arta trebuie folosită intens în educația copiilor, iar are rol pedagogic, deci prin intermediul maestrelor populari și axei valorice a timpului, prin obiecte populare, desături și costume, ornamente inedite, vom cultiva copiilor dragostea față de frumos și admirația muncii unui întreg popor. Aristotel recomandă o educație artistică prin care copiii se deprindă de mici cu arta, cu dispoziția contemplativă, care este un fel de practică a fericirii, ce croiește un caracter armonios. Ei nu trebuie educați în vederea utilului și necesarului, ci în vederea libertății și frumosului. Tinerii trebuie să ia contact încă din adolescență cu arta, astfel încât să devină oameni împliniți, contemplativi, care pot aprecia toate activitățile intelectuale, pentru că aceste activități sunt cele ce dau naștere unei vieți fericite. În contextul tematicii de azi, copiii pot cunoaște fericirea prin prisma patrimoniului cultural,
care la rândul său este o artă adevărată. Este nevoie doar de un proces educațional în acest scop, realizat de către un pedagog inițiat în domeniul respectiv, prin aplicarea diferitor metode și procedee. Prin urmare, obținem anumite practici de dezvoltare a creativității. Disciplinele școlare, educație plastică și educație tehnologică necesită de partea profesorului pregătirea unui proiect de lecție creativ, aplicativ și care să genereze roade. Pentru a realiza un astfel de proiect, putem cerceta cultura poporului nostru. Dezvoltăm acestea în totalitate și astfel găsim cele mai inedite exemple de opere de artă. A fi creativ nu e simplu, dar în ajutor ne poate veni inspirația. În acest caz, pornim de la ceea că fiecare dintre noi aparține unei culturi, ce îl caracterizează cu bogate tradiții și obiceiuri, inspirația sale chiar din limbile noastre. Devenind la lecție de educație plastică, însușirea elementelor de limbaj vizual poate deveni mai captivantă dacă apelăm, de exemplu, la broderii tradiționale pentru a realiza o imagine vizual plastică în copte. La obiectele împletite din fibre vegetale pentru a desluși ce este linia. La mărțișor pentru a înțelege importanța culorilor. De exemplu, roșu este cea mai fierbinte dintre culorile primare, cea mai turbulentă din punct de vedere vizual, cea mai intensă din spectrul cromatic, iar albul este lumina, semnifică puritatea, inocență, liniște sufletească. Iar dacă să facem legătură cu educația tehnologică, atunci axonometria sau desenul geometric poate deveni ceva nespus de interesant prin cercetarea arhitecturii populare din lemn sau de piatră, astfel provocând elevilor un punct special de dezvoltare a creativității. Dacă facem referire și la bucatele tradiționale, atunci modulul ce ține de produsele alimentare poate deveni cel mai captivant, iar lecția de educație tehnologică una dintre cele mai îndrăgite. Meșteri populari, arhitectură de lemn și de piatră, ceramică, obiecte împletite din fibre vegetale, țesăturile de interior, costumul popular, masca și omul muscat, mărțișoarele, simbolurile primăverii, ouăle pascale, acest șir poate continua și la sigur va fi mult mai lung, căci el reflectă patrimoniul cultural al poporului nostru. Acestea servesc ca inspirație și provoacă creativitatea în cadrul lecției de educație plastică și mai cu seamă de educație tehnologică. În concluzie, pot să spun că elevii rămân foarte entuziasmați atunci când în cadrul lecțiilor profesorul vine cu o prezentare specială. Arta populară este ceva special pentru fiecare, indiferent de vârstă. Mai este cea care reamintește omului despre rădăcinile sale, despre ce va fi dacă va păstra în suflet și în practică patrimoniul etnocultural. Prin urmare, trebuie să pornim de la conceptul de educație și să corelăm conceptul ăsta. Ca viitor pedagog, îmi asum această responsabilitate. Vă mulțumesc mult de atrasă! Și noi vă mulțumim, domnișoara Elena Stoleru, pentru curajul de a participa la o conferință internațională alături de profesorii și dascării dumneavoastră și cercetătorii experimentați deja în domeniul valorificării patrimoniului material și imaterial. Într-adevăr, ați menționat foarte bine că aceste două discipline contribuie mult la dezvoltarea gustului artistic, cunoaștere cu obiectele patrimoniului, cunoaștere anumitor meșteri populare și preluarea unor elemente ale mișteșugurilor și altor tradiții de la profesorii sau de la invitații pe care pot să fie prezente la lecțiile. Dacă sunt întrebări către domnișoara Elena Stoleru, vă mulțumim și vă urăm succes în continuare și vă așteptăm și la alte conferințe. Și vă mulțumesc mult pentru această oportunitate. Mulțumim și o vedem pe doamna Stella Muraru. Da.
virtuală, dumneavoastră, stimați copilători științifici, când dumneavoastră m-ați anunțat, nu reușeam să conectez microfonul și ați mers mai departe. No, poftim, vă oferim cuvântul. Aș vrea să încerc acum să postez prezentarea, dacă vă reuși. Da. Discursul meu de astăzi se numește Promovarea patrimoniului cultural la lecțiile de limbă română, școala cu predare în limba rusă. Eu reprezint liceul teoretic Natalia Gheorghiu din municipiul Chișinău. Arta și cultura tradițională se confruntă astăzi cu una dintre cele mai mari crize din cauza emigrării în masă a populației și pierderea tradițiilor în familie. Se pierd tradițiile și valorile specifice vetrei strămoșești. Astfel că astăzi este nevoie mai mult ca oricând de a readuce în atenția tinerei generații importanța valorilor patrimoniului local și a tradițiilor. În această ordine de idei, unul din obiectivele educaționale ale învățământului din Republica Moldova este educarea respectului pentru valorile culturii românești, nu numai în școlile naționale, ci și în școlile cu predare în limba rusă, într-o reabilitare a fenomenului de coeziune socială, toleranță, promovarea dialogului cultural și a cunoașterii reciproce. Globalizarea, omogenizarea sunt fenomene sociale cu impact decisiv asupra comportamentului tinerei generații, deschisă spre noile modele de comportament, mentalitate, stil de viață. Patriotismul și valorile spirituale devin noțiuni tot mai sterile în pofida faptului că toate disciplinele școlare, limba și literatura română, educația civică, geografia, istoria, educația muzicală, se bazează pe competențe specifice privind valorificarea etnoculturală. Cea de-a cincea competență specifică la disciplina limba și literatura română prevede valorificarea experiențelor lingvistice și de lectură în variate domenii de comunicare în limba română, demonstrând apreciere, respect pentru valorile culturii naționale, universale, deschidere pentru exprimarea identității naționale. Astfel, tânăra generație are posibilitatea de a se forma în maniera unor principii general umane, studiind tradițiile și cultura poporului nostru. La nivel global, arta și cultura reprezintă o adevărată industrie în permanentă dezvoltare, fiind o punte de legătură între trecut și viitor, un motor al evoluției umane. Numeroase experiențe tehnici, cunoștințe agricole, industriale, artizanale, economice, spirituale, sunt conținute în bunurile de patrimoniu. Patrimoniul cultural reflectă nivelul de viață și forme ale creației. Artefactele, operele de artă, obiecte, unelte sunt receptate ca expresii ale cunoașterii, talentului, muncii, fiind izvoare de cunoștințe pentru documentarea ocupațiilor și meseriilor, oferind mari resurse de instruire, de educație, de delectare. Țin să menționez că studierea tradițiilor și obiceiurilor românești este o plăcere și o delectare, într-adevăr, pentru elevii Alolingv, care sunt prezenți acum și mă ascultă foarte atent. Din punctul de vedere al educației se obține un obiectiv foarte important și anume sporesc semnificațiile acestor tradiții, ridicând nivelul cunoașterii și optimizând comportamentele sociale. Prin investigațiile făcute, elevii descoperă individualitatea poporului român, se contopesc cu aceste valori, cunoscându-le și abordează o atitudine tolerantă față de o altă cultură care diferă de cea proprie. Mergem mai departe. Studierea meșteșugurilor populare este de asemenea o valorificare pe mai multe planuri. Meseriile specializate sunt niște dovezi palpabile. Am greșit aici slide-ul. Sunt niște dovezi palpabile de existență istorică a poporului, după care putem descoperi stilul, rațiunea, tradițiile strămoșilor. Alt aspect ar fi cultivarea gustului pentru obiecte, lucruri realizate manual, din materia primă naturală. Apare interesul sporit pentru culturalitate, impulsionând la înflorirea business-ului în acest domeniu.
Astfel meșteșugurile ca patrimoniu cultural pot funcționa ca un adevărat vector de dezvoltare, identificând individualitățile și specificitățile în fața procesului de globalizare. În același timp, elevilor li se cultivă dragoste pentru frumos, sunt provocați să creeze grație modelelor oferite de cultura străveche ale înaintașilor noștri. Un alt aspect la orele de limbă și literatură română este studierea monumentelor istorice. Chiar dacă în prezent multe monumente istorice, sunt distruse, totuși, grație celor care își iubesc patria, prin proiecte și finanțări, au restabilit o serie de monumente arhitecturale. Spre exemplu, Cetatea Sorocii, Orhiei Vechi, Buduceni, Conacul Manu Grei, Mănăstirea Rupestră, Țipova, etc., etc. Indiscutabil că la lecțiile de limbă și literatură română se studiază operele literare care oferă o multitudine de modele de viață pe care elevii le interpretează, compară cu situații concrete din viața și experiența personală. Studierea elementelor de patrimoniu cultural la lecțiile de limbă și literatură română formează o generație bogată spiritual, încadrează în tiparele unei gândiri sănătoase sub aspect moral, etic, social. După cum ați observat în discursul meu mai sus, la orele de limbă și literatură română implică elemente ale valorilor creștine: credința, speranța, dragostea, familia, toleranța, adevărul, binele pe care le găsim în operele pe care le vedeți în prezentare. Studiul elementelor etnoculturale, tradițiilor îmbrăcate în haina folclorică, permite asimilarea acestor valori într-o formă de joc, de relaxare și satisfacție spirituală. În concluzie, aș vrea să menționez că promovarea patrimoniului cultural în sistemul educațional implică aspecte pozitive ce contribuie la formarea tinerei generației în spiritul responsabilității civice, toleranței față de valorile etnoculturale și respectul față de identitatea românească. Vă mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumim, doamnă profesoară, pentru această prezentare care a cuprins descrierea rolului câtorva discipline școlare în transmiterea valorilor naționale, dar și în modalitatea de prețuire a acestor valori. Dacă au colegii întrebări la dumneavoastră, am eu o întrebare. Da. Dacă vă este dificil sau ce dificultăți întâmpinați atunci când le vorbiți elevilor dintr-o instituție de învățământ cu limba de predare rusă, da, care moștenirea românească? Care este acea față de moștenirea noastră? Vreau să vă zic că atitudinea este una pozitivă, pentru că facem în formă de joc, în formă de șezătoare, în formă de cântece. Participăm în rând cu școlile naționale la festivalul sărbătorilor de iarnă în luna decembrie. În fiecare an participăm cu singura școală cu predare în limba rusă care participă la acest festival. Și vreau să vă zic că atunci când elevii, copiii cântă cântece limba română, poezii, colinde, zicători, cimilituri, nu se observă pronunțarea rusească în ceea ce zic, adică mai ușor li se dă să vorbească în limba română anume prin intermediul folclorului, prin intermediul scenariilor, concertelor și activităților culturale.
Mulțumim, doamna Stella. Cred că aici succesul constă în faptul că dumneavoastră sunteți o profesoară foarte bună și ați reușit să le treziți interesul față de moștenirea culturală românească, deoarece este o gândire comună a tuturor celor care urmează să ne trebuie la mâncă. Și cu dumneavoastră cred că trebuie să urmeze toți profesorii, nu doar de limba română, dar toți profesorii de legi cu dumneavoastră și la disciplinele plină școlare să vorbească despre alte aspecte ale patrimoniului național. Da, le transmit colegilor, mulțumim! Mulțumesc, doamne profesoare, dacă nu sunt alte întrebări, atunci oferim cuvântul următorului vorbitor. Deci este Sergiu Osuvac, în prezent este doctorat la Universitatea Valahia din Târgoviște, dar este și discipolul meu, mă mândresc cu Sergiu, bravo! Mi se pare că sunteți la a treia ediție acestei conferințe, ați început-o când erați masterant, iar acum deja în calitate de doctorant. Poftim! Da, sigur, mulțumim doamnă Valentina. Mai întâi, dacă îmi permiteți, un semnal ca să aflu dacă mă aud bine, da? Da, auzi. Puțin sunetul e încet, dar se aude. Da, imediat încerc să... A, da, se aude bine. Așa. Am încercat să configurez și detaliile sunetului. Într-adevăr, mulțumesc pentru invitație, doamnă Valentina. Într-adevăr, sunt la a treia ediție, da, a acestor conferințe organizate de către Institutul Patrimoniului Cultural, în colaborare cu celelalte instituții. Mă mândresc cu faptul că am practicat și eu în ultimii ani câteva cercetări legate de patrimoniu, dar până la urmă această întâmplare, aș putea spune așa, a fost cumva coordonată de dumneavoastră. Căci dumneavoastră ați fost până la urmă persoana care m-a motivat să practic acest tip de, eu știu, de cultură. Astăzi o să încerc să... Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Astăzi o să încerc să discut despre un tip de patrimoniu aparte. Am mai auzit unele cercetări ale colegilor, și anume patrimoniu cultural local cu precădere în cadrul orelor de istorie, ciclul gimnazial. Deoarece, până la urmă, fiind cadru didactic în mai multe instituții de învățământ, de mai multe ori am avut ocazia să dezvolt în rândul elevilor o competență, o aptitudine de cercetare a patrimoniului cultural local. O să încerc în limita posibilităților de 10 minute, poate și mai repede, să mă încadrez și să ofer unele șanse și dumneavoastră ca să observați cum am, de cursul la 5 ani, am reușit eu să practic aceste competențe, să le dezvolt. Deci, mai întâi vreau să spun că ansamblul patrimoniului cultural local presupune o totalitate de valori și bunuri culturale, fie acestea materiale și imateriale, mobile și imobile. Sigur, de o importanță locală, națională și mondială. De ce nu? Pentru că există unele monumente de patrimoniu local care sunt înscrise și în lista monumentelor UNESCO. La noi, în Republica Moldova, este unul singur, dar referindu-mă la general, mai este. Sunt mai multe. Da, sigur. Deja greșești. Eu încerc cumva să trec în area mea, da, de discuții, și anume de localitățile în care predau eu. Dar referindu-mă la actele curriculare din 2010 și 2019, ca fiind o completare, vreau să spun că există o competență a cincea care prevede cumva o arie separată a patrimoniului cultural. Această competență specifică, până la urmă, fiind dezvoltată în matricea disciplinei, oferă posibilitatea de a cerceta patrimoniul cultural local în diverse clase. Sigur, cu ajutorul unităților de competență, care le-am descris în acest articol. Pentru materializarea și dezvoltarea unităților de competență, autorii actului curricular din 2019 oferă sau propun un set de activități de învățare în bază de proiect sau în bază de exerciții. Astfel,
ca să menționez așa doar câteva, clasa 5 ar fi recomandat un studiu de descriere a unei sărbători din localitate moștenită din antichitate. În clasa 6 să descoperim localitatea natală prin diferite mijloace metode. Aici elevii, sigur, coordonat de cadrul didactic, pot efectua și o hartă conceptuală cu caracter istoric, cultural, în care, sigur, pot amplasa cele mai însemnate obiective istorice, culturale, valorice din localitate. Gradual, să spunem așa, crește această cercetare în fiecare clasă și anume putem observa că în clasa 6 deja programa școlară la istorie recomandă chiar excursie la un monument cultural din cadrul localității, dar nu este recomandat doar în clasa 7, dar sigur și la celelalte clase. Și această excursie, sigur că trebuie să aibă în descriere până la urmă un raport. Aici elevii au posibilitatea să elaboreze chiar și un pașaport al unui monument care a fost vizitat și altele. Este un fapt de menționat foarte interesant aici, că în majoritatea localităților sunt monumente închinate soldaților din localitate care au decedat pentru apărarea patriei, dar și în războiul doi mondial. Aici vreau o mică remarcă să fac, căci în majoritatea inscripțiilor pe aceste monumente e scris războiul pentru apărarea patriei 1941-45 și aici, sigur, trebuie să venim cu remarcile de rigoare, căci era un alt stat, o altă componență și trebuie să privim ca atare lucrurile de nume, da? Să oferim cumva explicații corecte și concrete elevilor, căci războiul doi mondial începe în 39 și nu în 41, căci atunci oamenii au luptat pentru Uniunea Sovietică, dar nu pentru Republica Moldovei de astăzi și altele. Ca activități de învățare bazate pe proiect în clasa a 8-a sunt recomandate chiar conferințe cu personalități marcante din localitate, din sector, din zona noastră. Sunt diferite teme de cercetare, precum monumente, vestigii istorice, arheologice, culturale din localitate, ce reprezintă epoca modernă și altele. Cu siguranță, în fiecare localitate există personalități notorii care s-au afirmat într-un unul sau altul domeniu, iar elevii trebuie să le cunoască, trebuie să le promoveze, să le cerceteze biografia, datele și să salvgardeze până la urmă toate nuanțele acestei personalități, pentru că mai devreme sau mai târziu, cumva, valoarea lor va fi una destul de mare. Clasa nu are posibilitatea să studieze o istorie mai recentă și respectiv este recomandat să elaboreze și anumite proiecte de cercetare legate de patrimoniul cultural local, precum vestigii istorice în localitate, dezbateri, mese rotunde, chiar publicații. Eu, ca cadru didactic, am participat în mai multe proiecte de promovare a patrimoniului natural și cultural în localitățile unde profesez și vreau să spun că copiii chiar au venit cu unele publicații, articole în diferite reviste coordonate de Mișcarea Ecologistă din Moldova, în care aceste cercetări au fost catalogate ca unele foarte interesante, sigur, cu un raport mai mare turistic, dar desigur că cultura își are punctul de vedere. Este evidentă situația diversității elementelor de patrimoniu cultural în fiecare localitate și aici noi, ca și cadre didactice, dar și administrația școlii, ar trebui să încheiem, după părerea mea, un set de acorduri foarte bine integrate cu alte instituții, de exemplu, biblioteca publică, autoritățile publice centrale, casa de cultură, căminul de cultură, muzeul satului și altele, pentru a întări parteneriatele astea de cercetare anume a elevilor, să le oferim posibilitate să lucreze și cu alte instituții și în afara orelor, nu doar în orele auditoriale. Iar putem spune așa că patrimoniul cultural local este foarte divers în localitate și eu în articolul de bază, dacă o să fie posibilitate să-l expediem colegilor, am enumerat circa 20 de momente, le pot spune așa.
situri și rezerve arheologice, lucrări de arte plastice, aplicare, meșteșuguri, artă populară, de ce nu tradiții, obiceiuri, muzică, medicină tradițională și multe altele. Deci, diversitatea acestui patrimoniu este foarte mare, iar elevii au posibilitatea să îl cerceteze. Și sigur, valorificarea acestora trebuie să vină pe măsura cercetării prin alte manifestații, cum ar fi aniversări, de ce nu chiar întâlniri cu personalități locale, filme documentare realizate, da? Filme documentare cu caracter local, activități specifice, marcării unor sărbători, momente folclorice, festivaluri, etc. În urma efectuării cercetării unor elemente de patrimoniu cultural local într-o localitate de unde protestez, aș putea spune că elevii, studiind unul sau altul monumente de patrimoniu, au venit și au făcut un mini-pașaport al acestui monument, da? Au făcut unele scheme, pentru prima dată am întâlnit ceva foarte interesant, o hartă interactivă, grafică și schematică, cu unele reprezentări ale acestor monumente și amplasarea lor în localitate. Este ceva foarte original și interesant. Au fost organizate diferite piramize ale personalităților, proiecte, sigur, și pe hârtie, și colaj, film, documentar și alte. Cu părere de rău, manualele care sunt utilizate la moment în școală și vin cu tărie acestor spuse că nu prea întrunesc în sine unele directive sau indicatori de studiere a acestui patrimoniu local. Desigur, sunt și argumente și pro și contra, căci, mă rog, nu putem cuprinde tot spațiul geografic în aceste manuale, dar cel puțin unele teme aproximative de cercetare a patrimoniului cultural, ele există, dar nu în toate manualele. La fel, în acest articol, eu am reprezentat aproape schematic, așa pot spune, aproape toate manualele care au sau nu au elemente de patrimoniu. O latură pozitivă a studierii patrimoniului cultural local este generarea unor proiecte. Și am venit cu câteva proiecte simple enumerate aici, care au născut datorită studierii patrimoniului cultural local. Și anume, Muzeul Sângeriei ca o platformă culturală locală elaborată de Radu Marandiu, Cinematograful Buiucani, care este un proiect implementat chiar de un coleg de-a nostru, Nicolae Chirnev, da, și Silvia Ursul, care pune în valoare cultura locală, care pun în valoare reanimarea unor pagini de istorie. După timp, aș putea deja să vin cu o concluzie și să stabilesc că societatea noastră are nevoie de studierea patrimoniului local, în contextul nu doar a orelor de istorie, și aici o să vin în susținerea colegilor și o să le mulțumesc că pentru articolele anterioare, căci au pus în valoare patrimoniul cultural și la limba română și la alte discipline școlare, pot spune că cercetarea acestor elemente reiterează bogăția materială și spirituală a satului. Mulțumesc frumos! Doamna Valentina, pentru întrebări? Mulțumim, domnule Sovac, pentru această prezentare succintă a activității practice și analiza curriculumului, în special la disciplina istorie și raportul. Grabă, pentru că sunt în cadrul orelor chiar la școală și... Bine, am înțeles, da. Deci, dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă permiteți, aș avea o sugestie, da. O propunere. Da, domnul Vasile. Foarte interesantă abordarea dumneavoastră. Este reală, realistă, mulțumesc, actuală, bazată pe conceptele patrimoniului cultural imaterial în baza cercetărilor deja efectuate, moderne, și ați prezentat o serie de teme sau proiecte la care ar fi foarte utile în valorificare, pentru valorificare în învățământul școlar. Eu vreau să propun una dintre teme. Da, vă rog. Ea ar putea să fie numită așa: tezaure umane vii ale patrimoniului cultural local și cu specificare în perioada anilor cu tare și cu tare. Această temă poate fi transferată de la perioadă la perioadă, de la an la an. Să puneți în valoare persoanele, actorii de bază
ai patrimoniului cultural imaterial și material local. Am înțeles, mulțumesc. Ar fi o bibliotecă vie, da. Vă mulțumesc. Da. Mulțumesc. Imediat înseamnă asta. Mulțumesc. Domnule Chiseliță, în continuarea sugestiei dumneavoastră, vreau să vă spun că deja de 2 sau de 3 ani Asociația Națională a Tinerilor Istorici face un concurs național cu un generic apropiat, personalități, descoperim eroi în localități la noi. Și anul acesta, finalul concursului, este un concurs pentru elevii de gimnaziu și de liceu. Finalul concursului a avut loc la noi, cu mânarea unor premii personale de către domnul ministru Igor Șarov de atunci. Deci, deja de câțiva ani, profesorii școlari sunt implicați în proiecte apropiate și eu cred că inițiativa sau propunerea dumneavoastră este binevenită cu acest titlu, tezauri umane vii. Deci nu doar personalități, dar da, și... Am vrut să accentuez faptul că noțiunea dată a fost propusă de UNESCO, anume pentru promovare, conservare, protejare și valorificarea patrimoniului cultural de material sub forma agenților, sub forma persoanelor, și pe care au fost numite, care le-a conceptualizat în acea rezoluție din 2003 ca tezauri umane vii. Și cred că ar fi bine ca să ne racordăm și să modernizăm tematica. Păi, am trezit că domnul Sergiu Musteață dânsul e inițiatorul acestui concurs, dar vă dăm în cercetările. Și nu poate uite de unde stau plinte concursul să adapteze aceste spectacle să Deci există în mai multe țări ale lumii tradiția de a marca diferite evenimente laice și religioase prin organizarea festivalurilor. Deci este o constatare foarte bine știută de către noi și aceste manifestări sunt aceste și cu sărbătorile naționale, nu majoritatea, tipurile de festivaluri se numără și cele etnoculturale și de artă. Ele prezintă realizările în domeniile intelectuale și artistice și din această categorie fac parte din această categorie a festivalurilor din Republica Moldova fac parte festivalurile de muzică, etnoculturale, literare, teatrale, cinematografice și așa mai departe. În acest slide prezint câteva din cele mai cunoscute festivaluri, deoarece în conferința de astăzi avem colegi din România, poate unele din aceste festivaluri sunt cunoscute, deoarece au devenit și internaționale, dar poate unele încă nu sunt atât de bine cunoscute. Festivalul Mărțișor, Festivalul Maria Vieșă, Festivalul Concurs Două Inimgene, Festivalul Cronograf, Festivalul Descoperă, Bienala Eugen Ionescu și așa mai departe. În continuare, foarte succint, voi comenta câteva dintre festivalurile tradiționale care au o vechime de câteva decenii. Bunăoară Festivalul Mărțișor, care are o denumire simbolică venită dintr-o tradiție populară care este înscrisă în patrimoniul UNESCO, dar cu acest generic festivalul începe încă la mijlocul anilor 60 în URSS, poate atunci organizatorii puneau alte nuanțe sau alte sensuri acestui cuvânt. Deci este un festival național, cu participare internațională, se desfășoară în prima decadă a lunii martie, atunci când și, conform tradițiilor populare, sunt organizate și sunt acele zile, ale primele zile ale lunii martie. La acest festival concurs, festival participă colectivele artistice invitate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care este organizatorul principal și de obicei concertele au loc în Chișinău, dar în ultimii ani prezentările artistice se desfășoară și în alte localități din Republică. Un alt festival mai puțin
cunoscut, poate în România sau în alte zone, dar la fel a devenit o tradiție de organizare a acestuia și este unul din cele mai importante evenimente cinematografice din Europa de Est, este Festivalul Cronograf. Este inițiat de grupul OVH Studio, care în anul 2001 lansează organizarea unui film internațional, unui festival internațional de film documentar, Cronograf. Și acest festival este unicul de acest gen în Republica Moldova. Dacă cele muzicale sau folclorice le avem mai multe, atunci Festivalul Cronograf este unicul din categoria festivalurilor de cinema. El se bucură de popularitate, în primul rând, printre creatorii filmelor documentare, dar și, bineînțeles, printre cineaștii care participă de obicei la prezentarea tuturor filmelor din cadrul programului. Acest eveniment a apărut la inițiativa, v-am zis, acestui grup, care și-a propus să animeze viața culturală de Moldova și să aducă mai aproape de publicul autohton documentare de ultimă oră din întreaga lume. Bineînțeles, la început a fost un festival național, dar cu participarea câtorva producători, dar ulterior el devine un festival internațional. Acesta este afișul de anul trecut, din 2019, și din păcate anul acesta el s-a desfășurat într-un an alt mod, prin prezentarea gratis online a filmelor documentare care urmau să fie prezentate în cadrul propriu-zis a festivalului. Și deja de câțiva ani, Cronograf este un festival de film documentar din Estul Europei, care reunește producția atât din Europa, Europa răsăriteană, cum a fost în conceput, cât și Europa occidentală și chiar din Asia și chiar și din alte spații geografice. El se organizează anual și de fiecare dată participanții vin cu numeroase pelicule. În 2019 au fost peste 200 de filme inspirate din realitate, documentare bune și foarte bune, alese de jur de preselecții din peste 40 de țări ale lumii. Având în vedere numărul mare de filme, precum și calitatea lor, juriul are de obicei în fiecare an sarcina deosebit de grea de determinarea celui mai bun film, dat fiind faptul că este un festival concurs. Festivalul se desfășoară în trei secțiuni, dintre care două internaționale. În cadrul secțiunii principale participă documentare cinematografice din toată lumea, fără restricții tematice, cu excepția filmelor de propagandă, politică, religioasă sau militaristă. Secțiunea cadru, lansată în anul 2007, a devenit un element tradițional în cadrul festivalului. Autorii români, dar și străini, sunt invitați să participe în cadrul acestei secțiuni cu documentare despre români și comunitățile românești de pe tot globul. Și a treia secțiune, secțiunea producției TV locale, aici participă producții realizate în cadrul studiourilor și posturilor TV din Republica Moldova. Încă un festival cu o rezonanță internațională, inițial el se numea Invita Maria Bieșu, dat fiind faptul că a fost inițiat de prima doamna Operei Naționale din Chișinău, binecunoscută interpretă de muzică clasică Maria Bieșu, pe candidate a detectrice, deci festivalul lui Poată în mine și el organizează aula. Și am definit că te vizit atâi și un omagiu este dus de Maria Bieșu. Ediția a 17-a festivalului, deci de anul trecut, când s-a desfășurat, propriu-zis, în sălile de concert, a avut loc în perioada 6-15 septembrie 2019 și urmăriți programul, deci de obicei se prezintă spectacole de muzică clasică din patrimoniul mondial, deci atât de operă cât și de balet și le avem aici prezente într-un număr impunător. În acest an concertul s-a desfășurat
cu participare și offline și online. Deci concertul de deschidere a avut loc pe scenă, pe scenă, deci propriu-zis într-o scenă improvizată la Castelul Mimi, și în spectacolul, în concertul de deschidere au participat cunoscute vedete ale muzicii clasice, printre care s-a numărat și tânăra noastră interpretă, prima donă a operei din Viena, Valentina Nafurniță. Un alt festival care se numește Bienale, deci se organizează odată la 2 ani, iarăși în acest an a avut dificultăți în organizare, Bienala Teatrului Eugen Enescu. Festivalul a început încă în anul 1994 cu genericul Planeta Ionescu, fiind dedicată dramaturgiei lui Eugen Ionescu. Acest festival vine să reunească sub auspiciile sale cele mai diverse colective teatrale care nu ezită să provoace, să experimenteze, să pună întrebări incomode, și în timp festivalul a devenit o frumoasă tradiție a vieții teatrale autohtone și la el participă numeroase colective din mai multe țări ale lumii. Tradițional, programul festivalului cuprinde 3 secțiuni, teatru, muzică și dans. În cadrul acestor secțiuni se joacă spectacole de teatru dramatic, reprezentări de dans modern, teatru de păpuși, muzică și dans folcloric. Și directorul acestui festival este regizorul Petru Butcareu, director artistic al teatrului cu numele, care poartă numele lui Eugen Enescu. Festivalul are și un trofeu numit Ochiul de Aur, și care reprezintă zeița artiscenice. Trofeul este înmânat teatrelor participante la festival și paralel cu prezentarea spectacolelor, în cadrul lui sunt organizate dezbateri, au loc întâlniri cu ani de teatru, personalități, invitații, participanți la această manifestare. Următoarea manifestare pe care o cunoaștem noi cei din Republica Moldova, dar cred că și colegii din România, este festivalul Concurs 2005. Este un festival dedicat de reprezentanților interpreții Ion și Doina Aldea Teodorovici, și este încă un festival de anvergură. Prin intermediul acestui festival, muzica scrisă de Ion Aldea Teodorovici, interpretată separat sau în duet de către acești regretați soliști, provoacă și este o posibilitate de a duce în continuare moștenirea muzicală creată de către dânsi și către tânăra generație. Geografia festivalului se extinde din an în an și cunoaștem că președintele acestui festival este fiul regretaților interpreți Cristi Aldea Teodorovici. Concertele de obicei au loc în Teatrul Național de Operă și Balet sau la Teatrul Național Mihai Eminescu și în Palatul Național Nicolae Sulac. La festival au participat soliști până în prezent, soliști din peste 30 de țări, și aici vedeți țările și nu numai că au participat, dar și au luat trofeul principal interpretând muzica scrisă de Ion Teodorovici în limba română, interpreții nu doar din Europa, și din statele vecine, dar și din cele departate, cum sunt China, Coreea sau Japonia. Următoarea categorie de festival sunt festivalurile etnoculturale, și aici m-am pus pe acest slide câteva din cele bine cunoscute. Bostaniada, Gustara, Festivalul Vinului, Să trăiți, să înfloriți, Duminica de Flori, și mă opresc foarte succint la câteva din ele. Anul acesta, festivalul acesta, Bostaniada, a avut și o conotație politică, dar să înlăturăm acest aspect. Deci este un festival etnogastronomic ce are loc în comuna Lozova, raionul Strășeni, și se organizează anual, în ultima duminică a lunii septembrie. În cadrul acestui se sărbătorește roada acestei culturi agricole și prima ediție, vedeți, în 2012 deja, cum zicea și astăzi domnul decan,
Sergiu Matveev, dacă două, trei ediții se fac, înseamnă că este o activitate care are priză la public. Festivalul promovează turismul rural, bucatele de dovleac și cele tradiționale, valorile social-culturale și agriculturii, deci cei care produc aceste creații. În cadrul festivalului se mai organizează expoziții, concursuri, bună oară, cel mai ciudat costan, cel mai mare costan și așa mai departe. La Maroc se permit articole și bucate de calitate înaltă care pot fi acceptate pentru expoziție și comercializare. Nu sunt permise mâncăruri cu conținut și așa mai departe. Se expun și se comercializează o gamă vastă de produse autohtone. Festivalul vinului, încă o tradiție moștenită de la autoritățile care au încercat, autoritățile de acum contemporane din Republica Moldova, în anii 2000, după ce s-a trecut la marcarea hramului Chișinăului, până atunci fusese în prima sâmbătă și duminică din luna octombrie, o altă zi și pentru a înlocui aceste zi, deci în același interval de timp s-a propus organizarea Festivalului Vinului. Ea se mai numește și Ziua Națională a Vinului, că se face într-o singură zi, dar cuprinde elementele unui festival, de aceea și poate fi clasificat la această categorie. Are loc în toată Republica. În acest an, din cauza pandemiei, autoritățile au permis doar în cadrul vinăriilor din țară și, bineînțeles, el celebrează tradițiile bucate ale vinificației Moldova, care au o vechime și nu numai din secolul XV, dar cunoaștem și tradițiile pe care a încercat să le oprească, sau mai bine zis, unele obicei mai puțin agriate, da, de decenia, da, svetnicului de timp. Și ultimul festival despre care mi-am propus să vorbesc este un festival inițiat de către maestrul în artă Valentin Nichiper, festivalul Duminica de Florii. El a fost organizat pentru prima dată în 1996 la inițiativa dumnealui, dar cu sprijinul ansamblului pe care îl conduce, moștenitorii, și se organizează în satele Câșlița Prut și Giurgiu Giurești din raionul Cahul, din sudul Republicii Moldova. El este un festival devenit deja internațional, dat fiind faptul că participă colectivii etnofolclorice de copii și tineret atât din Republica Moldova cât și din zonele vecinate ale Ucrainei, Ren Ismail Chilia. Este un festival de dansuri și obiceiuri de primăvară, în baza a două ritualuri populare, Lăzărelul și Sălcioara, și a devenit deja unul tradițional cu răsunet larg și cu mare priză la public, numărând în fiecare an, doar anul acesta a făcut excepție, deja inconfundabil se organizează în fiecare an. Deci calculăm 23-24 de ediții, 24 trebuia anul acesta să fie. Și programul festivalului cuprinde interpretarea obligatorie de către colectivele de copii a unei doine sau unei balade, unui Colin Pascal, interpretarea de acum teatralizantă a Lăzărelului din Sâmbăta Lazarului și un cântec de liric de jale, de bătălie, haiducie, istoric, sau un cântec joc, un dans autentic, obiceiuri și tradiții de primăvară din localitățile de unde vin colectivele participante la festival. Aici mă opresc. Vă mulțumesc pentru interesul pe care l-am produs prin această prezentare, dar vă zic o analiză detaliată sub aspectul valorificării acestor festivaluri sub aspect educațional îl voi prezenta într-o publicație la care lucrez și sper să vadă lumina tiparului în anul următor. Dacă sunt întrebări, sunt deschisă pentru sugestii, opinii. Nu sunt, da?
permiteți să facem o generalizare a discuției noastre de astăzi. De ce am să vă invit pe toți să vă expuneți pe marginea modului de desfășurare. Îmi cer scuze încă o dată că am trecut atunci la limba rusă, dar noi suntem într-un dialog permanent cu domnul Coșuhar și cu acest curriculum, fiindcă am expertizat de câteva ori catedra pe care am condus, a expertizat de câteva ori acest curriculum la istoria, cultura și tradițiile poporului ucrainean și cunosc dificultățile prin care trec ei, de aceea i-am expus mai multe sugestii și în această prezentare. Dar în final o să vă fac și un comentariu la acestei prezentări. Deci poftim, cine dorește? Domnul Chiseliță? Vă mulțumesc că microfonul vă rog. Vă mulțumesc că ați fost unul din cei mai învățați sau concentrați în subiectul temei și nu numai că ați fost foarte atent la prezentări, dar și ați oferit întrebări și m-a impresionat comunicarea dumneavoastră. Într-adevăr, o să pun și eu aici în articolele mele ulterioare câteva din ideile dumneavoastră. Mulțumesc mult. Sper că nu a fost foarte incisiv și foarte nepoliticos la adresa unora care nu înțeleg mesajul pe care îl doresc să-l transmit, probabil și din cauza faptului că nu pot să formulez în proces exact întrebările. Acum aș vrea să trec la opinia referitor la unele comunicări. M-aș referi în primul rând la comunicarea domnului Coșuhar. Într-adevăr, una foarte actuală, foarte interesantă și foarte la moment. Deci, dumnealui vorbește despre principiile studierii istoriei, culturii și tradițiilor grupurilor etnice minoritare, în cazul dat ucrainești, în Republica Moldova. Dacă se va finaliza acest proiect într-o formă oarecare și se va instituționaliza, el va putea să servească drept fundament conceptual și fundament politic pentru a se adresa Ucrainei ca să respecte aceleași principii de studiere a istoriei, culturii și tradițiilor grupurilor etnice minoritare. În cazul dat, românesc, autohton, din nordul Bucovinei, nordul și sudul Basarabiei, Transnistriei și Transcarpatiei, în programele de studiu, așa cum le propune domnul Coșuhar. Dumnealor, sunt bravo că își promovează interesul pentru moștenirea și pentru memoria culturală a grupurilor etnice din teritoriul Republicii Moldova. Am dorit ca această atitudine să fie marcată și în legislația educațională din Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, care astăzi a rămas la aceleași concepte pe cum a fost în Uniunea Sovietică. Și ar fi foarte bine ca doamna Stănculescu și cei care ghidează chestiunile consulatului român la Cernuți să cunoască aceste probleme, cum se fac aici și care putea fi luate drept exemplu de promovare a intereselor educației românești în Ucraina. E foarte bine acolo, știu, Ascinda, chipurile pe criterii etnice, dar de fapt politonimice, două grupuri, de români și de moldoveni. Din păcate și aceasta este o problemă acolo, care trebuie foarte bine pusă la punct și clarificată și încadrată în sistemul politic ucrainean. Al doilea moment. Doamna Lazar, doamna Natalia Lazar, a fost o comunicare foarte interesantă și aș vrea să înțeleg, referindu-mă
referindu-mă la tradiția folclorică reprezentată în școală, în cercul școlar, echipe folclorice, șezători în școală, nu reprezintă acel segment al culturii populare pe care am numit-o eu folcloristică, cultura folcloristică, în comunicarea mea. Eu, de exemplu, așa, includ eu în acea categorie. O altă comunicare a doamnei Stella Moraru m-a intrigat. Dumnezeu a expus într-o formă foarte pozitivistă, optimistă tema dumnezeiei și, din păcate, n-am știut care este rolul ei în școala de cuprătare a limba rusă. Este profesor de limba română sau limba și literatură română sau cum? Puteți să-mi spuneți? De limba română am înțeles eu când prezentare. Așa. Dumnezeu a pus în relație două categorii. Școlile naționale și școlile cu predare în limba rusă. Acum vă întreb. Pus în relație aceste două categorii educaționale. Cum să înțelegem școala rusă dacă școala cu predare rusă este anațională, este antinațională sau supranațională? Ar fi interesantă opinia dumneiei din interior. Ar fi intrigat sau oricare. Cum vede ea aceste fenomene? Nu fenomene, dar aceste relații. Cred că dumneavoastră a avut intenția să utilizeze termenul cu predare în limba română și probabil că a spus le-a asociat cu școala națională, dar dumneavoastră foarte bine ați specificat deja problema în utilizarea acestui termen. Acum, interesant, opinia unui specialist din interiorul instituției, cum le simte sub aspectul psihologic și comportamental al elevilor, atitudinea față de tradiția națională a majorității. Fiindcă eu nu cred că ar fi atât de simplă, pozitivistă și optimistă. Eu știu unele comunicări ale colegilor noștri de la institutul nostru, de la Institutul Slavilor și așa mai departe. Și știu care sunt tendințele dumnealor. Și nu aș fi atât de optimist, dar poate că mă greșesc. Aceasta a fost întrebarea. În rest, felicitări tuturor. Un forum de comunicare foarte interesant. Chiar dacă nu suntem fizic alături, dar suntem vizual alături și noi putem comunica foarte bine și ar fi minunat ca în viitor să putem continua această tradiție și în afara pandemiei. Vă mulțumim, domnule Cheseliță, pentru aceste comentarii interesante și într-adevăr ați punctat câteva probleme dureroase pentru valorificarea patrimoniului din Republica Moldova, dar și în timpul emoțional, pot să mai expun în final. Oferim cuvânt celorlalți, poftim cine dorește, doamna Sărga. Da. Da, din nou bună ziua. Nu pot să spun decât că mi-a făcut o mare, mare plăcere să particip la această întâlnire. Am încercat să fiu prezent în două paneluri deodată pentru că mă interesa și secțiunea a doua într-un mod deosebit și vă spunem că mulți masteranți și studenții ai noștri au audiat conferințele acestea și noi le vom discuta apoi în întâlnirile noastre de tipuri și seminar. Da, sunt unele aspecte care par un pic mai puțin lămurite până la capăt, dar sunt convinsă că o prezentare este doar un început al tratării temei, urmând ca articolul în forma sa finală să țină cont de toate aceste sugestii pe care domnul Chiseliță cu atâta dragoste le-a făcut, da? Pentru că, da, eu consider că nu trebuie să publicăm
articolele înainte de susținerea unei conferințe, tocmai pentru că o conferință trebuie să fie un dialog și toate aceste sugestii pe care le primim sunt constructive și trebuie folosite. Vă felicit pe toți și intenționăm să participăm în calitate de parteneri de câte ori ne veți invita. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Slugan, pentru acest comentariu și interes pe care îl manifestați față de conferințele organizate în Republica Moldova și pentru faptul că ați invitat în ședințe și studenții și masteranții dumneavoastră. Am observat că erau diferiți de parcursul discuțiilor, da? Și când prezentați comunicările dumneavoastră, dar și când erau colegii din Republica Moldova. Deci, salutăm această experiență, da, o să practicăm și noi, nu numai cei care participă acum în ședință să se expună sau să afle noi informații și comentarii, dar și studenții deja mijloacele electronice ne permit acest lucru, să îi conectăm la această platformă. Mulțumim, poftim, doamna Lăzăr. Vă mulțumesc pentru că am întâmpinat dificultăți în ceea ce privește comunicarea online și nu mi-am finalizat prezentarea. Permiteți-mi acum să închei, să concluzionez, dar este o concluzie referitoare la tot ceea ce s-a prezentat astăzi aici. Iată, sub semnul patrimoniului cultural național din punct de vedere a noastră, a românilor, de pe cele două maluri ale Prutului, și spun asta pentru că în accepțiunea UNESCO, în ceea ce privește patrimoniul cultural imaterial, ne raportăm la asemenea comunități și noi avem experiență, iată pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO, avem depuse două elemente comune, reprezentative pentru comunitatea românească, da? Mă refer la practicile asociate zilei de 1 martie și la colindatul de ceată bărbătească, în special, da? Și mă bucur să fi recunoscut în intervențiile de pe parcursul zilei aspecte comune, iată, nouă și dumneavoastră. Legislația este aceea europeană și, pe de altă parte, cea națională. Cele două pot fi coroborate și pot da naștere unor proiecte deosebit de importante și interesante în ceea ce privește conservarea, promovarea, transmiterea acestei resurse culturale a patrimoniului românesc. Încă o dată îmi manifest bucuria de a fi astăzi împreună cu dumneavoastră și sper în continuarea acestei colaborări și în derularea unor proiecte în perspectivă. Am participat de-a lungul timpului și la asemenea manifestări științifice. Mi-a făcut plăcere să revăd, iată, pe ultimele slide-uri festivalurile desfășurate acolo, în Moldova, în special la Chișinău, și păstrez amintiri deosebit de frumoase legate de festivalul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe care nu l-ați nominalizat, dar este între multele evenimente organizate acolo în Chișinău. Așadar, vă mulțumesc pentru această oportunitate și îi mulțumesc doamnei conferențier universitar dr. Delia Suiogan pentru invitația pe care ne-a lansat-o și de această dată, de a face parte din echipa de la Baia Mare, care face o punte de legătură. Da, doamna Valentina, deci la mine trecânde două ori mai răspinte netul, nu știu de ce, cineva forțele ostile, probabil, încearcă această întâlnire de asemenea valoare să o bruieze. Deci, acum pare mi se este legătura, vă rog frumos, dacă puteți să ne reiterați în întrebare, vă ascult pe cer și vă răspund pe cer. Alo? Eu mă aud, chiar aici. Deci, eu v-am întrebat dacă documentele studiate de către dumneavoastră sau studiile istoriografice referite la prima jumătate a secolului XIX ați găsit titluri de cursuri, de discipline școlare care indirect sau direct promovau sau explicau elevilor moștenirea culturală.
Da, sigur, eu am și fotografiat aceste cursuri și ce este interesant, multe din ele se vorbește limba moldovlașcă, unele chiar scrie limba română. Sunt niște cursuri foarte interesante. Dacă vă interesează, pot să vă pun la dispoziție chiar documentele respective. Pentru că sunt interesante și ca metodologie, ar putea fi de preluat multe lucruri pentru școala actuală, ar putea pentru instruire actuală, ar putea fi preluate și chiar implementate. Au metodici foarte ușoare, accesibile, de multe ori... Nu, organizată de Institutul Patrimoniului, puteți rezolva dumneavoastră să recomandați. Sunt, eu cred că interesante nu doar pentru mine, dar și pentru ceilalți cercetători, să vedem ce a fost în secolul XIX și cum se predau aceste discipline ca să preluăm unele metode, tehnici, teme utilizate de către pedagogii de atunci. Eu formulam, chiar am stat când am verificat comunicarea, parcă mi s-a părut că aveam încă dublu material, dar nevoastră parcă s-a comprimat timpul și mai puțin am avut la dispoziție decât am planificat. Chiar vroiam să vorbesc despre unul din aceste cursuri, vroiam să-l prezint. Dar rămâne pentru o altă dată, între timp, dacă cineva este interesat, mă contactează și pun la dispoziție plăcere, chiar îmi face plăcere atunci când împărtășesc aceste rezultate de cercetări. Vă mulțumim! Hai să vedem cineva să se spună. Bine, atunci facem o concluzie generală. În primul rând îmi permiteți și de numele domnului Cojucari să mulțumesc tuturor pentru interesul pe care l-ați manifestat față de ce la Cloșnița au punctat niște repere foarte interesante cum să accelerăm procesul de transmitere a valorilor tinerilor generații și doamna Elena Cloșniță chiar a prezentat un mic proiect a unei concepții, așa eu am privit-o, unei concepții a educației pro-patrimoniu, domnule numește, sau pentru patrimoniu, sau prin patrimoniu, cum este în România. Și sperăm că și această conferință ne permite să acumulăm experiență și internațională deja în valorificarea și în cunoașterea și punerea în valoare a diverselor categorii de patrimoniu, de la cel material până la formele patrimoniului material, mobil, imobil, cât și tuturor formelor patrimoniului imaterial și, bineînțeles, o să vă așteptăm și la alte conferințe. Eu vreau să vă spun că Universitatea Creang are și facultatea, dar are și masteratul pe care îl administrez, dar are și tradiții în organizarea conferințelor internaționale dedicate patrimoniului cultural național și universal. Din 2013, practic, în fiecare an facem aceste conferințe și materialele noastre le publicăm în culegeri. Chiar acum lucrăm la, deja e la editură, un volum al unui simpozion internațional pe care, din păcate, nu am putut să-l desfășurăm offline și l-am desfășurat online în martie anul acesta, educație în prisma valorilor naționale din perspectiva dialogului pedagogic, cu o conferință la care am participat reprezentanți din patru țări, România, Republica Moldova, Ucraina și
și Rusia, și colegerea are un volum impunător de 530 de pagini, pe care, dacă o să doriți să-l aveți peste două săptămâni, deja o să putem să-l expediem în format electronic. Acolo tot examinăm mai multe aspecte ale valorificării și patrimoniului și educației pentru patrimoniu. Și experiența rusă sau experiența ucraineană este la fel de interesantă ca și cea românească pentru noi, cercetătorii din Republica Moldova. Dacă sunt întrebări la mine sau comentarii, domnul Cojucari sau cine acolo, domnul Doughi, da? Domnul Doughi, doriți să vă expuneți? Poftim? Dragi prieteni, vă mulțumim mult pentru participare și pentru discuție, participare la discuții. Sperăm că obiectivele noastre au fost realizate, discuția, dialogul a avut loc și rămâne să medităm asupra propunerilor, sugestiilor, ideilor noi auzite. Vă mulțumesc tuturor pentru participare.